Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Maria Moldovan, bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Caz cutremurător în capitală, o femeie s-a aruncat de la etajul 5 al unui bloc și a căzut peste o alta care trecea pe stradă. În mod miraculos, ambele au supraviețuit. Un român din Arad a murit pe frontul din Ucraina, era înrolat în legiunea luptătorilor străini și lupta pe front de la începutul invaziei. Și spitalele din Fâșia Gaza sunt arhipline, mii de oameni riscă să moară, bebeluși, copii, tineri și bătrâni sunt în voia sorții, nu mai există combustibil pentru aprovizionare. În Israel a avut loc cel mai intens atac de până acum. Incident tragic în capitală, o femeie a căzut de la etajul 5 al unui bloc din centrul orașului și s-a prăbușit peste o bătrână care se plimba pe trotuar. Ambele au supraviețuit, însă au ajuns la spital cu răni grave. Surse din anchetă spun că femeia ar fi vrut să se sinucidă. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Camerele de supraveghere de la blocul de pe Bulevardul Unirii, unde s-a întâmplat totul, au surprins momentul în care femeia de 43 de ani se prăbușește pe trotuar. 15 metri a căzut în gol de la etajul 5, iar în momentul în care a ajuns la sol, a mai făcut o victimă. Femeia de 43 de ani s-a prăbușit peste o alta de 60 de ani care mergea pe trotuar chiar prin acest loc. Chiar și după impact, cele două au rămas conștiente, iar martorii le-au sărit în ajutor. După ce au discutat cu femeia, anchetatorii ar fi aflat că ar fi vrut să-și pună capăt zilelor. A vrut să se sinucidă, ferească Dumnezeu de asemenea gânduri, că nu sunt creștinești. Sărmana trecea pe stradă fără să se gândească că-i poate cădea ceva din cap în cap. Și cealaltă nu s-a gândit, a avut o clipă de rătăcire, cred, nici nu s-a uitat ce este în jur. Ar fi trebuit să se uite, că trebuie să-i protejezi pe cei care n-au nicio vină în necazurile tale. Bătrâna pe care a căzut locuiește chiar în bloc. Speriați, vecinii se gândesc că oricare dintre ei putea să fie în locul ei. Mai ales pe vremea asta. Pe vremea asta frumoasă, multă lume iese la plimbare și vă dați seama, e cu totul și cu totul chiar șocant. Când am auzit, am fost de-a dreptul șocată. Mi s-a părut groaznic că se întâmplă așa ceva. Și pentru una și pentru cealaltă. Cei care au sărit în ajutor și au sunat și la 112 au fost însă puțini. În mod șocant, majoritatea oamenilor trec indiferenți pe lângă scena tragediei. Ba unii chiar le fotografiază pe cele două femei, în timp ce acestea agonizează pe trotuar. Surse din anchetă spun că femeia este contabil și lucrează pentru o firmă care are sediul la etajul 5 al acestui bloc de pe Bulevardul Unirii. Ea ar fi venit dimineața la serviciu, iar la foarte scurt timp ar fi decis să iasă pe balcon și să se arunce în gol. În urma căzăturii, femeia de 43 de ani s-a ales cu mai multe răni și a fost dusă la Spitalul Floreasca din capitală. În stare mai gravă este cea pe care a căzut, iar medicii de la Spitalul Universitar au fost nevoiți să o opereze. Celelalte angajate ale firmei au fost audiate. Polițiștii au deschis un dosar pentru vătămare corporală din culpă. Doi oameni au fost atacați și mușcați de un câine amstaf la o terasă din Arad. Câinele ar fi forțat geamul imobilului unde locuia proprietarul și ar fi căzut de pe pervaz. Vorbim pe larg despre subiect imediat în jurnal. Un român a murit pe frontul din Ucraina, era din Arad, avea doar 27 de ani și se înrolase voluntar în legiunea luptătorilor străini cu mai bine de un an în urmă. Ministerul de Externe se va ocupa de repatriere. Rudolf Widman, unul dintre miile de eroi ai Ucrainei. Chiar dacă are nume străin, soldatul s-a născut și a crescut în România, la Arad. A luptat pe fronturile din Ucraina invadată de ruși încă de la început. A perceput războiul ca fiind și o cauză a sa. Avea doar 27 de ani, dar experiență militară cât pentru o viață. Pasionat de armată și de arme, Rudolf și-a început pregătirea militară imediat după majorat. La 19 ani a plecat în legiune, a terminat legiunea cu brio, foarte perseverent, foarte incredibil om. A venit acasă, a lucrat cam un an de zile, nu s-a putut adapta. No, piața lui a fost mai mult acțiune. Atunci când e vorba de război, atunci bineînțeles că
suntem nesiguri și noi, chiar dacă nu aici e războiul, dar când se întâmplă ceva cu care aveam legătură directă sau avem legătură directă, atunci ne emoționează mult mai mult. În Ucraina, Rudolf a luptat în mai multe zone fierbinți sub coordonarea directă a trupelor Kievului. Ar fi bombardat cu drone și așa am văzut. Tot în Ucraina, așa cum spun prietenii, Rudolf Wittmann și-a găsit și sufletul pereche, pe Ivana. În memoria sa, tânăra a scris pe rețelele de socializare. Un străin care a venit în Ucraina să lupte pentru Ucraina, să-mi apere țara și mi-a devenit apărare, rezistență și sprijin. Un om cu o inimă incredibilă, suflet sincer și cu o bunătate incredibilă. Nu i-a fost frică de moarte. A spus că doar stinge luminile și totul este Valhalla. Chiar era ca un viking. Atâta putere și curaj nu am văzut la nimeni. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat moartea tânărului din Arad și se va ocupa de formalitățile de repatriere. Fâșia Gaza este aproape de colaps și e complet izolată. Spitalele sunt arhipline și mii de oameni riscă să moară. În această seară s-ar termina combustibilul necesar pentru aprovizionare. Între timp, bombardamentele continuă. Hamas a lansat cel mai agresiv atac cu rachete asupra Tel Avivului, iar gruparea teroristă acuză că în enclavă ar fi murit 10 civili. Vertizăm urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional. Izbucnirea războiului, Israelul a fost atacat masiv din Siria, Gaza, a fost vizitat în special Tel Avivul. Toate rachetele au fost interceptate, terestrele au căzut peste populație și 5 oameni au fost răniți. Israelul a răspuns și a atacat în Gaza tuneluri, sedi militare și depozite de arme. Hamas acuză că 80 de civili au fost uciși. Israelul susține însă că au ucis safani Hamas care încercau să se infiltreze pe mare, dar și teroriști care încercau să intre în țară printr-un tunel subteran. Au apărut și imagini noi cu înregistrările de pe camerele video purtate de teroriștii care au masacrat evrei pe 7 octombrie. Unul dintre ei și-a sunat pe telefonul unei victime pentru a se lăuda că a ucis fără milă 10 oameni. În fâșia Gaza, situația este disperată în continuare pentru sute de mii de refugiați. Numărul ajutoarelor venite dinspre Egipt este insuficient. Combustibilul stă la baza operațiunilor de ajutor, iar ultimele rezerve sunt pe cale să se epuizeze. Cu toate acestea, Israelul își menține poziția și spune că nicio picătură de combustibil nu va intra în Gaza, pentru a nu fi furat și folosit de Hamas. Delek loi kanes le retsuat Gaza. Hamas tsikh ta delek la tashtiyot hamitzayot shelo. דלק שחמאס גנב מאונרה אפשר להחזיר אותו חזרה מחמאס לבתי החולים. Și spitalele sunt aproape de colaps fără combustibil. Medicii sunt copleșiți de numărul mare de răniți și spun că situația este catastrofală. Cele mai multe secții au fost închise, cu excepția celor de urgențe. Last 24 hours I think Shifa has received over 400 wounded from the intense bombing that's been going on in areas close to the hospital and in Gaza City. These 400 have completely overwhelmed an already drowning health system. And we've just run out of almost everything. Yesterday, a lot of times, we had very little electricity. La nivel politic apar tot mai multe tensiuni între Israel și ONU, după o declarație a secretarului general. I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. Ca urmare, Israelul i-a cerut demisia și a refuzat viza șefului ONU, iar ministrul israelian de externe a refuzat să se întâlnească cu Guterres. În tot acest timp, președintele Turciei face declarații șocante despre război și cere încetarea imediată a focului. El și-a anulat vizita planificată. The Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren, evet, ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu batının sana borcu çok. Pentru prima dată de la izbucnirea războiului, șefii grupărilor considerate teroriste s-au întâlnit la Beirut, în Liban. Liderii Hamas, Hezbollah și ai Jihadului Islamic au căzut de acord să mențină coordonarea și să studieze pașii de urmat în răspunsul către Israel. După eliberarea celor
4 femei de către Hamas, rudele celor peste 200 de oameni răpiți, prin puțină speranță. Îndrăznesc să creadă că cei dragi sunt încă în viață și așteaptă cu nerăbdare să-i revadă. În fâșia Gaza, însă, oamenii nu mai văd nicio rază de lumină. De la începutul războiului, peste 5.000 de palestinieni și 1.400 de israelieni au fost uciși. Nimic nu poate descrie teama și neputința prin care trec familiile celor răpiți. Orit Meir este mama unui băiat de 21 de ani. El se afla la festivalul de muzică la granița cu Gaza când Hamas a lansat atacul mortal. My life is not the same. I can't eat. I can't sleep. All the time I am thinking about him. Where is lying? Where if he is eating. Cu lacrimi în ochi și fără să-și oprească tremurul din glas, femeia povestește cum băiatul a sunat-o în timpul atacului și a spus că se ascunde de teroriști. De atunci nu a mai auzit de el. Almog, if you see me, I want you to know. We are doing everything. Everything to bring you back. Be strong. You know, we love you. I send you lots of strength. We do everything we can. Și fratele lui, Ofri Bibas Levi, a fost luat ostatic împreună cu soția și cei doi fii. Familia se roagă să ajungă cu toții înapoi acasă. Ever since it's like living in a nightmare. The pictures keep running in front of my eyes. I feel guilty for eating, I feel guilty for sleeping in my own bed, I feel guilty for playing with my children. To the Hamas, I don't think we speak the same language. I'm not meaning about Arabic. But I would tell to them that those people are not part of this war and children should not be part of this war. David Bar este originar din Leeds, dar locuiește în Israel din 1984. Cumnata lui, Naomi, a fost răpită și ucisă. It was easier to bury our loved ones than to go through the anguish that they're going through. And I can't believe I'm saying that. We buried my sister-in-law, Naomi. We don't want to see bloodshed on either side. I know the Israeli army. We're not on a revenge mission, but we're on a mission that needs to take evil out of this world. Nothing less, no different than ISIS. În fâșia Gaza, oamenii sunt îngenunchiați. Trăiesc în condiții de neimaginat. Mulți dintre ei fie și-au pierdut casele, fie puse la pământ în bombardamente, fie au plecat din ele de teama atacurilor. Niciun loc nu mai este sigur, iar dărâmăturile devin pentru unii adăpost. Aulai nas yaskunun fi hadhihi al-buyut, buyut mukhayyam, laysa lahum maslaha huna aw hunak, illa anna hadha al-adu la yufarriq ba'an ataahum baghtatan minhum an-na'im wa minhum al-mustayqiz, fa asbahu shuhada. وأصبحوا كتل من اللحم قطعتهم هذه المتفجرات الذي لم يشهد لها من قبل أو مثيل مثل هذا التفجير ومثل هذا الذي Agenția ONU pentru refugiați în Palestina a declarat că adăposturile din sudul fâșiei Gaza sunt supraaglomerate de 4 ori peste capacitate. Ele ar adăposti peste 600.000 de persoane strămutate. A fost panică pe o terasă din Arad după ce un câine agresiv a mușcat doi clienți. Animalul din rasa Amstaff ar fi sărit pe geamul unei clădiri și așa a ajuns în stradă. Poliția a început o anchetă. Colegul meu, Ovidiu Vărădeanu, a urmărit subiectul. Bun găsit, câinele face parte, potrivit legii, dintr-o rasă periculoasă de categoria a doua de câini agresivi, vorbim de Amstaff. Animalul a forțat geamul locuinței unde era crescut și a căzut de pe pervaz în stradă. În vârstă de 15 ani, exemplarul de Amstaff era deținut de o pensionară de 64 de ani. Ajuns în stradă, câinele a rătăcit câteva minute bune pe străzi și în cele din urmă a ajuns în dreptul unei terase din zona centrală a Aradului. Acolo a văzut un alt câine, un husky, și l-a atacat. Stăpânii acestuia, aflați pe terasă, au sărit să-și protejeze animalul, dar au fost mușcați de Amstafful agresiv. Angajații terasei au sunat imediat la 112 și la fața locului au ajuns reprezentanții Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției Arad, dar și angajații unui adăpost pentru câini. Aceștia din urmă au reușit să prindă animalul.
victimele câinelui agresiv sunt doi soți de 30 și respectiv 25 de ani, cetățeni români cu domiciliul în străinătate, veniți în vacanță în România. Bărbatul a fost dus la spital, unde a rămas câteva ore sub supravegherea medicilor din Arad. Câinele agresiv a ajuns acum într-un adăpost de animale, unde va rămâne până la finalizarea anchetei, iar proprietarul lui s-a ales cu dosar penal pentru nerespectarea legislației privind câinii din categoriile agresive. Potrivit legii, exemplarele din această categorie nu trebuie lăsate niciodată nesupravegheate ori în zone sau locuri de unde ar putea să scape și să ajungă în spațiul public, devenind astfel un pericol pentru trecători sau alte animale de companie. Atât deocamdată de aici. La revedere! O poveste de dragoste s-a încheiat la poliție. De profesie doctor, femeia îi trimitea iubitului poze din sările de autopsie cu cadavre. Întreaga poveste după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! O poveste de dragoste într-o doctoriță rezidentă și un om de afaceri din Călăraș s-a terminat la poliție. Bărbatul a fost cel care a depus plângere după ce s-a speriat teribil când a văzut ce mesaje grotești primește. Are telefonul plin de fotografii cu cadavre întinse pe masă din sările de autopsie. Ba chiar s-a simțit amenințat și năucit, cu atât mai mult cu cât doctorița nu a avut nicio jenă să-i facă selfie lângă morți. Atenție, vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Cei doi tineri s-au cunoscut pe rețelele de socializare în urmă cu 2 ani. Așa a început povestea lor de iubire. Femeia, în vârstă de 31 de ani, își făcea rezidențiatul la Constanța. Ca orice relație, începutul a fost ok. Am început cu niște vacanțe care eu le aveam în plan. După 3 luni de zile, au devenit un pic mai grave. Ea era deranjată de problemele care le aveam eu cu fosta soție și procese. Atunci, doctorița i-a trimis bărbatului mai multe fotografii în care morții erau întinși pe jos pentru autopsie. Imaginile erau greu de privit, iar bărbatul a fost șocat atât de ele, cât și de mesajele primite. Mă descurc la muncă. Aoleu, e o terapie bună. Vreau să încetez. Să încetez odată cu meseria asta. E un mod relax acum. Îmi închipui că ești tu. Păcat că nu-i interes asta. Păcat că nu înțelegi cât de rău îți pot face. Dar nu te vor lăsa niciodată. Fostul iubit spune că doctorița a continuat să-i trimită fotografii macabre și a ajuns să se teamă de ea. El spune că tânăra trăia cu impresia că este înșelată. Cum aș putea eu vreodată să mă culc cu tine? Să pui tu mâna pe corpul meu? Niciodată, Marius. Ok, am înțeles. Ai probleme mari. Să râzi de mine când te vezi cu ea, nu vei mai avea ocazia să mai discutați pe mine ca fraiera pe care o înșeli. Ea lucra la 8 ore la IMLE aici la institut, să băga în seamă, mă căuta și spunea că îmi trimitea la un moment dat, nu știu ce a fost în capul ei, mi-a trimis de la locul de muncă, de pe teren, de unde pleca ea, de morga, IMLE, nici nu știu de unde sunt fotografiile acelea, poze cu diferite cadavre, în care, din gelozie, crezând că eu înșel, avea niște filme de-ale ei în cap, îmi trimitea fotografii și spunea că o să mă hăcuie și o să facă cu, ca să-mi facă mie și cele care o avea ea în cap, nu spunea exact ce și cum, că o să mi se întâmple la fel. Din mesaje se vede cum tânăra trecea cu ușurință de la o stare la alta. Deja mi-a trecut supărarea pe tine. Mulțumesc. Așa i-aș face și lui Aia și tu să te uiți. Chiar mă felicit că m-am gândit să nu vii. Bărbatul a sesizat Colegiul Medicilor și Poliția. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și abuz de încredere. Până la ora difuzării acestui material, tânăra nu a răspuns apelurilor echipei Focus. Jafuri din bănci pe bandă rulantă în capitală. Protagoniștii sunt un bărbat și o femeie care timp de câteva luni au dat mai multe spargeri la instituții de credit din sectoarele 2 și 6. Hoții au fost reținuți de polițiști. Mai multe detalii despre acest subiect are colega mea, Amalia Chiriță.
Este vorba despre o femeie în vârstă de 32 de ani și un bărbat de 35. Spargerile pe care le-au dat cei doi au avut loc în lunile august și septembrie. În acea perioadă, reprezentanții mai multor instituții ce dețin seifuri pentru depozitarea de valori au făcut plângeri în urma spargerilor. Polițiștii au început astfel ancheta și așa au descoperit că în noaptea de 17 spre 18 august, cei doi au intrat într-o bancă din sectorul 2, de unde au furat bani și un card bancar pe care l-au și folosit ulterior. Trei zile mai târziu, aceiași suspecți au spart o altă bancă din sectorul 6, de unde au luat un seif. Cei doi însă nu s-au oprit aici, iar pe 22 septembrie au pătruns într-o altă bancă din sectorul 6. Jaful a fost atunci surprins de camerele de supraveghere. Cei doi au spart un perete și au furat un seif plin cu bani. În urma spargerilor, prejudiciul adus de ei ajunge la 33.000 de lei. Suspecții au fost prinși de polițiști la începutul acestei săptămâni. Cei doi sunt acum în arest preventiv pentru 30 de zile pentru furt calificat. Un șofer de autobuz din Târgu Mureș ajunge în fața șefilor după ce a ținut să demonstreze în timpul programului că are atenție distributivă. Conducea autobuzul plin de pasageri și în același timp viziona și filme pe telefon. A fost filmat de călători în plină acțiune. Târgu Mureș, dimineață, la prima oră. Autobuzul transportului orășenesc era deja pe traseu și plin cu pasageri. În imagini se vede șoferul în cabina sa, conduce mastodontul cu o mână și reușește chiar să facă în acest fel o manevră de viraj. Mâna stângă e pe volan, în timp ce omul își îndreaptă privirea și spre telefonul pe care îl are montat pe un suport lângă parbriz. Filmarea nu are mai mult de 30 de secunde, dar se observă că șoferul, direct răspunzător de siguranța celor din mașină, se uită de mai multe ori pe ecranul telefonului, unde pare să ruleze un film. Este o situație cu care este obișnuit, o situație pe care o practică aproape zilnic când este la volan, dar nu-și dă seama de riscurile la care se expune pe el sau și pasagerii pe care îi transportă. În cazul în care apare un obstacol în față, este nevoie să frâneze, să evite obstacolul respectiv, el nu va avea timpul necesar de reacție. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipului Târgu Mureș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări pentru stabilirea identității conducătorului auto și clarificarea situației de fapt. Cel mai probabil, șoferul va fi tras la răspundere și de compania de transport local, după ce imaginile s-au răspândit și pe internet. Românii vor putea deține câte arme vor. Asta prevede un proiect de lege adoptat tacit de Senat. Cei care obțin permisul de portarmă își vor putea procura atât arme de bază cât și de apărare, iar numărul lor va fi nelimitat. Colega mea Alexandra Popescu a urmărit subiectul. Bun găsit, da, cei care dețin un permis portarmă ar putea să își achiziționeze câte arme își doresc. În prezent, legea permite emiterea unei astfel de autorizații doar pentru două arme de pază și apărare. Legea, care a fost adoptată tacit de Senat, adică fără dezbatere și vot, a fost inițiată de mai mulți parlamentari PSD și ai minorităților, printre care și de către ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Ea spune în trecut că soțul său este pasionat de arme de vânătoare. Pe lângă faptul că românii ar putea deține oricâte arme își doresc, legea permite și montarea pe armele de acasă a sistemelor de ochire cu laser, dar și a amortizoarelor. De asemenea, elimină interdicția de a avea un permis portarmă pentru cei care au fost condamnați pentru proxenetism, șantaj sau trafic de persoane. La fel se întâmplă și cu cei care au consumat alcool sau droguri, li se elimină interdicția de a avea o armă. Legea urmează să ajungă însă la Camera Deputaților, care este și for decizional. La 34 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, procesul împotriva lui Ion Iliescu, acuzat de infracțiuni împotriva umanității în dosarul Revoluției, poate începe, a decis Curtea de Apel. Inițial, dosarul a fost trimis spre judecată în aprilie 2019, dar a fost plimbat în ultimii ani de la parchet la parchet. Conform rechizitoriului, Ion Iliescu, fost președinte al României, Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru al guvernului, alături de Iosif Rus, fost șef al aviației militare, sunt acuzați de crime împotriva umanității, infracțiuni care nu se prescriu. Decizia nu este însă definitivă și poate fi contestată în următoarele 3 zile.
Salariile multor bugetari se vor schimba anul viitor, odată ce intră în vigoare noua lege a salarizării unitare. Pe card, mulți dintre ei vor primi bani mai puțin. Toate detaliile imediat după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! Salariile multor bugetari se vor schimba anul viitor, odată ce intră în vigoare noua lege a salarizării unitare. Deocamdată nu se știe câți vor avea de câștigat și câți vor avea de pierdut. Un lucru este clar, multe salarii de director și de șef vor fi mult mai mici, iar majoritatea sforurilor vor dispărea. Această nouă lege are scopul de a înlătura inechitățile salariale din sistemul public și este jalon în PNRR, deci e foarte importantă. Veniturile a 2 milioane de persoane vor fi influențate de ea. Guvernul amână de mai multe luni discuțiile cu privire la noua lege a salarizării. Sindicatele nu sunt mulțumite de modul greoi în care se lucrează și de faptul că nu au văzut un draft oficial până acum. Faptul că guvernul se află într-o întârziere cu elaborarea legii este de neînțeles, pentru că au avut toată vara la dispoziție. Scopul ei este de a crea ordine în haosul salariilor bugetarilor. Noua lege a salarizării unitare ar trebui să elimine inechitățile din sistem. Acum sunt 13.000 de bugetari care câștigă mai mult decât președintele României. Conform acestei legi, ei nu vor mai avea dreptul de a câștiga mai mult de 25.000 de lei brut pe lună. Și sporurile vor fi afectate, acestea urmând să fie plafonate la 20% din valoarea salariului angajatului. La momentul actual există peste 50 de sporuri la nivel național. Noua lege a salarizării va organiza toate profesiile într-o formă ierarhică. În vârful piramidei va fi președintele țării pe treapta 12-a. La baza ei se vor afla profesiile de pe prima treaptă care necesită studii medii, cum ar fi paznicul sau spălătoreasa. Câteva trepte mai sus se vor afla polițiștii locali și economiștii, urmați de educatori și învățători. Cu cât urcăm mai mult în această scară ierarhică, profesiile devin din ce în ce mai importante, iar gradul de complexitate crește odată cu nivelul salarial. În vârful piramidei sub președinte sunt profesii precum cea de judecător, director medical, profesor universitar, procuror general adjunct și multe altele. Ne dorim ca funcționarii publici care muncesc să fie bine plătiți, însă este nevoie, mai ales în sectorul public, ca acest lucru să se facă după o structură, să existe un set de reguli care să ne ajute să fim mai siguri decât suntem astăzi că pentru muncă egală oamenii sunt plătiți la fel. O problemă principală a actualei legi este că nu este respectată de mai mulți ani. De exemplu, un economist care lucrează la o primărie locală nu are același salariu cu un economist de la minister, chiar dacă au aceeași fișă a postului și realizează sarcini similare. La fel și cu sporurile. Unii angajați primesc sporuri de 15%, în timp ce alții care lucrează în aceleași circumstanțe primesc sporuri mult mai mari. Cu siguranță sunt multe situații în care sporurile care sunt acordate sunt nejustificat de mari. Acum, iarăși, ideea de a limita toate sporurile la 20% nu este una care promite să rezolve în mod echitabil problema de fond. Este o soluție tehnică, administrativă. Chiar dacă legea este jalon din PNRR, cel mai probabil ea nu va fi gata până la finalul anului. Aproape 2 milioane de salarii, 2 milioane și ceva care se află în zona publică, care lucrează efectiv în zona publică, vor fi afectați de această lege și sunt convins că toată lumea stă cu sufletul la gură. În cazul în care se vor gândi să facă tăieri pe anumite categorii profesionale, sunt mai mult ca singur că valul de proteste va fi imediat, urmând să ajungă posibil chiar și la grevă. În acest context, veniturile multor ar putea scădea odată ce este adoptată noua lege, mai ales a celor care primesc sporuri și de 50% din salariul de bază, care nu sunt acordate după criterii de performanță. Cu toate acestea, salariile celor care nu au mai primit măriri de mai mulți ani ar trebui să fie majorate, în timp ce salariile directorilor ar trebui înghețate. Luna și problema la podul peste Dunăre de la Brăila, proaspăt inaugurat în iulie, Golden Gate de România începe să se fisureze. Cauza ar fi infiltrațiile de apă și tensiunea cablurilor de susținere. În plus, au reapărut și crăpăturile în asfaltul recent turnat, iar în unele zone se pot vedea grinzile din structura de rezistență. Problema infiltrațiilor nu este nouă la podul de la Brăila. În timpul construcției, peste 20 de pompe au scos apă din sol. Acum aceste infiltrații au creat microfisuri în peretele exterior al blocului de ancoraj. Această structură este cea care susține toate cablurile care țin podul. În zone unde fibre de beton sunt întinse, pot să apare niște microfisuri.
Ulterior, noi suntem, trebuie să considerăm că suntem pe lângă Dunării și cantitatea de apă care am avut, care avem prezent în subsol, care vine din Dunăre, e foarte mare. Și solul pe care, în care ne aflăm nu este un sol, un tip de teren impermeabil. Acum muncitorii au fost nevoiți să acopere fisurile cu o rășină specială. Fisurile pe care sunt acum, credem că nu vor apări ulterior. Conform cu procedura de revediere, e prevăzut ca când apare niște microfisuri să fie stupate cu o rășină epoxidică. Construcția cărei structură de rezistență nu este afectată încă nu a fost recepționată. Podul va avea 10 ani garanție după recepție. În anumite condiții, termenul ar putea ajunge la 120 de ani, potrivit legii construcțiilor. Structura de rezistență, cea care ar prezenta risc dacă ar avea fisuri, este de fapt blocul de ancoraj, iar acolo nu sunt fisuri. Microfisurile apar în incintele care protejează practic acest bloc de ancoraj. În acest moment nu există niciun risc ca acel pod să cadă. Iar fisurile nu sunt singura problemă de la podul inaugurat vara aceasta. Podul nou, asfalt nou, vedeți tablierul. O să reasfaltați și podul, că au apărut din nou fisuri în asfaltul acesta. Da, vom face niște remedieri pentru o chestie de siguranță. Problema persistă, culmea, în același loc în care constructorul a intervenit, a frezat și a strâns din nou asfalt. Deci este din ce în ce mai evident că problema ține de, pe de o parte, de rețeta asfaltică folosită și pe de altă parte de metodologia folosită pentru a șternerea acestui asfalt pe pod. Șoferii nici nu mai știu ce să creadă despre podul pe care unii trec zilnic. Să-și facă treaba autoritățile, eu știu, cei care l-au construit. Constructorul, dacă nu și-a făcut treaba, e problema lor. Compania Națională de Drumuri spune că nu va recepționa lucrarea de la Brăila decât atunci când absolut totul va fi în regulă. Dosarul Revoluției poate începe. Aceasta este decizia Curții de Apel, iar Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus sunt acuzați de crime împotriva umanității. Despre acest subiect, dar și despre noua lege a salarizării unitare, vom discuta imediat după o scurtă pauză de publicitate cu jurnalistul și realizatorul emisiunii Insider Politic, Sebastian Zacman. Rămâneți cu noi, vă aștept! Am revenit, iar în studioul Focus se află acum jurnalistul și realizatorul emisiunii Insider Politic, Sebastian Zacman, care va comenta cele mai importante știri ale zilei. Bună seara, Sebastian, bună seara. Bine ai revenit. Începem cu dosarul Revoluției, da? Un dosar mult așteptat, mult urmărit, mult studiat. Poate începe, după 34 de ani. Exact, știi câți ani are știrea asta? Așa. 34 de ani. E de o seamă cu mine. Mulți ani înainte pentru mulțumesc. Tine, nu și pentru această știre. Din păcate va fi și pentru această știre, pentru că de 34 de ani România așteaptă soluționarea acestui dosar. Nu spune nimeni că vrem să-l condamnăm pe Ion Iliescu sau că vrem să-l împușcăm pe Ion Iliescu. Vrem să fie judecat. Deci vrem ca acest dosar să primească o sentință din partea unui judecător. Exact așa cum spune au românii în stradă după la Revoluție și după Revoluție, da? Așteptăm Iliescu să fie judecat pentru sângele vărsat. Deci, judecat. Ori asta nu s-a întâmplat în ultimii 34 de ani. Este cea mai mare rușine națională. Sigur, noi suntem obișnuiți cu rușinea și cu jocurile de culise făcute chiar și în justiție, nu doar în politică. Însă, acest dosar a trecut absolut orice măsură. A fost plimbat între instanțe, a primit neînceperi de urmărire penală, a fost retrimis către parchet. Aruncat. Și așa mai departe. Dintr-o cută în alta, parcă nimeni nu voia să ia o decizie. De ce? Ei bine, nici acum nu suntem siguri că el va primi totuși un verdict, o sentință finală. Sigur, Ion Iliescu și ceilalți inculpați, printre care și celebrul Gelu Voican Voiculescu, au timp 3 zile să conteste. Cu siguranță vor contesta și mi-e tare groază că va începe o nouă tevatură. Însă, dacă îl vom vedea în sfârșit în instanță, în sfârșit judecat, atunci trebuie să ne mai rugăm divinității ca Ion Iliescu să rămână în viață, pentru că avem nevoie totuși să știm adevărul. Ce s-a întâmplat, chiar dacă au trecut 34 de ani și probabil vor mai trece câțiva, e bine ca adevărul să iasă
la suprafață. Niciodată nu e prea târziu să aflăm adevărul, chiar dacă vorbim aici despre persoane în vârstă. Ion Iliescu are peste 90 de ani și Gelu Voicoan Voculescu peste 80 de ani, însă trebuie totuși ca istoria să se scrie așa cum a fost, nu așa cum vor unii să o scrie. Bun, crezi că îi vom vedea pe acești doi domni în sala de într-un tribunal? Mi-e tare greu să cred. Nu doresc rău în nimănui, însă această imagine cu Ion Iliescu adus totuși în fața unui tribunal e cu adevărat necesară pentru sănătatea noastră democratică. Altfel, dacă Ion Iliescu e găsit nevinovat, foarte bine să fie găsit nevinovat. Dar dacă un judecător îl condamnă, atunci trebuie să vedem și noi filmul evenimentelor de atunci bazat pe probe, pentru că la dosar, da, sunt anumite probe. Însă vreau să știu, e vinovat sau nu e vinovat? Nu să rămân așa o nebuloasă cu câteva vrafuri de acte și de dosare care sunt plimbate între parchet și unele instanțe. Deci e nevoie de o sentință definitivă, fie de condamnare sau de achitare. Asta pentru mine e mai puțin important. Bun, rămâne să urmărim acest subiect. Ne vedem și peste 34, peste alt 34 probabil, de ani, nu? Nu va fi cazul, totuși nu cred că Ion Iliescu va trăi încă 34 de ani de acum încolo. Dar măcar atunci poate să dă Da, măcar atunci poate se mai desecretizează anumite arhive ale fostei securități și ale noii securități și vom vedea într-adevăr ce s-a întâmplat acolo. Bun, până vom vedea ce se va întâmpla cu adevărat la Revoluție, hai să discutăm puțin despre legea salarizării. Bugetarii stau practic pe un butoi de pulbere și așteaptă noua lege a salarizării, lege care și ea întârzie, și ea a fost pasată dintr-un loc în altul. Este o tragicomedie ce se întâmplă acum în România și aici. Sigur, acolo vorbim totuși de viețile unor oameni, vieți pierdute și la Revoluție și apoi la Mineriadă, însă aici e cu adevărat o comedie dacă n-am vorbit totuși de viețile unor oameni care trebuie să trăiască, da? Sunt plătiți de stat și ei trebuie să trăiască, să ducă un trai decent. Ei bine, suntem în situația în care guvernul, nu doar că nu are bani, are o gaură bugetară enormă, da? În bugetul statului, e ca și cum ai avea niște găuri în buzunarul de la pantaloni și curg banii după tine și te trezești la mijlocul lunii că nu mai ai ce să pui pe masă. În situația asta e guvernul, în care se împrumută la dobânzi foarte mari, încearcă disperat să mai atragă niște fonduri europene. Încasările din taxe și impozite nu sunt la un nivel european, pentru că e această zonă de evaziune fiscală și cealaltă zonă de neputință din partea ANAF-ului. Ei bine, în tot acest amalgam de neputință, se trezește și guvernul care spune da, vom veni cu o nouă lege a salarizării și cu o nouă lege a pensiilor. Întrebarea e simplă, de unde bani? Domnul Ciolacu, dacă tot ați făcut așa zisa reformă fiscală ca să-i mai stoarceți de bani pe unii privați să mai adunați ceva la bugetul de stat, de unde se susțin toate aceste creșteri financiare? Că mă gândesc că în 2024, an cu 4 rânduri de alegeri, nu e vreun sinucigaș politic, domnul Ciolacu, să se apuce de tăieri, fie de la bugetari, fie de la pensionari. Nu și-asumă niciodată această tăiere, mai ales un premier de la PSD, un partid conectat foarte bine la aparatul bugetar. Era foarte simplu ca PSD, ca premierul Ciolacu, să dea afară de la stat măcar lipitorile, da? Bugetofagii, pilele, cunoștințele simplu, și relațiile. De ce nu se pune în aplicare? Tocmai de asta nu se pune în aplicare, că vine 2024, în care aparatul de partid, care se combină, se confundă de multe ori cu aparatul de stat, trebuie să funcționeze la turație maximă. Fără acele voturi, partidele tradiționale sunt tot mai departe de următoarea putere. Această lege e doar un praf în ochi? Trebuie să se teamă bugetarii că vor avea salariile mai mici, mă refer aici la șef, la director, că vor dispărea foarte multe sporuri? Au dispărut câteva funcții de director de prin ministere, însă e doar așa, o extracție cu penseta a unor oameni. Nu putem vorbi despre o economie făcută într-adevăr la bugetul statului. Totuși aici ne presează Comisia Europeană să facem anumite reforme pentru a primi miliardele acelea din banii europeni, din PNRR. Și aici e cumva prins guvernul între Ciocan și Nicovalu, trebuie să facă și reforme, trebuie să ia și miliardele europene, trebuie să nu-și dezamăgească nici propriul electorat. Deci în această situație un nou subiect pe care îl vom urmări cu siguranță, pe care îl vei trata și tu la Prima News. Să înțeleagă oamenii care lucrează în bugetul, la un aparatul bugetar, nu o să-i crească guvernul, nu o să le taie
taie guvernul salariile, însă nici nu o să le crească, iar bugetarii vor primi 13,5% de la 1 ianuarie dacă vor fi bani. Nu văd în acest moment unde sunt bani. Cine știe ce baghetă magică are... Pe asta mă bazez și eu, pe magia domnului Ciolacu. Bun, până atunci facem o magie și ne gândim ce avem sâmbătă la Insider Politics. Magia de a sta la poarta Schengen și de a nu fi acceptați în spațiul de liberă circulație, și aici l-am invitat pe singurul politician român care s-a luat cumva la trântă cu Austria și a dat în judecată Austria la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Vorbim cu europarlamentarul PMP Eugen Tomac. Avem vreo șansă? Părerea mea că nu avem nicio șansă până la finalul acestui an, însă aș asculta întâi răspunsurile sale, pentru că vine de la Bruxelles, din Parlamentul European. Are niște informații, cu siguranță. Știe cum se poziționează liderii europeni și a dat și Austria în judecată, deci avem și această pârghie în justiție. Însă eu sunt pesimistul de serviciu în acest subiect. Dar noi suntem cu ochii pe tine la Insider Politic. Mulțumesc frumos pentru aceste comentarii, Sebastian Zagma. Mergem mai departe. După ani de reparații, cazinoul din Constanța este gata în proporție de 80%. Iar fațada de pe faleză a fost dezvelită în întregime. O echipă Focus a filmat și în interiorul acestui loc fabulos cum arată. Vedeți după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept. La Cluj, cercetătorii de la Facultatea de Științe Economice au realizat o platformă unde tendințele antreprenorilor, felul în care investesc și oportunitățile de finanțare devin accesibile oricui. Este un instrument apreciat de studenții care doresc să o ia pe calea antreprenoriatului în următorii ani. Chiar și politicienii se pot inspira din datele publicate de aplicație pentru a moderniza sistemul legislativ în favoarea mediului de afaceri. Dan Pitic este un bun exemplu de antreprenor care duce mai departe afacerea familiei și o dezvoltă de la an la an. În anii 90, imediat după Revoluție, părinții mei au făcut o firmă împreună cu mai mulți prieteni și rude, care a fost pentru mine primul pas în antreprenoriat. Mi-am dat seama că aș vrea să am o linie independentă în care să pot să-mi iau singur deciziile, să-mi asum singur responsabilitățile. Așa că în septembrie 91, acum 32 de ani, am înființat prima firmă. Acum compania sa este una dintre cele mai puternice din județ, cu afaceri de peste 50 de milioane de euro pe an. Este lider pe piața menajerilor interioare, dar operează și în construcții și imobiliare. Facultatea de Științe Economice din Cluj a dezvoltat și o platformă care analizează afacerile de succes precum cea lui Dan Pitic. Datele acestor companii pot fi accesate rapid și eficient. Încercăm să aducem cercetarea în lumea reală, mai aproape de cei care se ocupă de desfășurarea afacerilor, și ne-am propus să furnizăm date în termen real pe această platformă, iar anual să punem la dispoziția factorilor decizionali și a publicului larg un raport de sinteză privind antreprenoriatul din România. La încrederea populației în forțele proprii de a porni o afacere, de exemplu, peste 60% dintre populația anchetată consideră că deține competențele necesare pentru pornirea unei afaceri, însă, pe de altă parte, tot aproape 60% dintre populație a considerat că frica de eșec îi împiedică în pornirea, în demararea unor afaceri noi. Cercetătorii care au dezvoltat platforma spun că au vrut să ajute oamenii de afaceri, de la cei aflați la început de drum la cei consacrați. Informațiile le pot fi însă de ajutor și politicienilor. Aceștia le pot folosi pentru a face legi mai bune. Este o idee foarte bună, fiindcă atunci când vrei să faci politici prin care să susții antreprenoriatul, în primul rând este bine să știi cum stai, să ai un diagnostic bazat pe dovezi, astfel încât politicile la rândul lor să fie politici bazate pe dovezi. Clujul este cel mai efervescent oraș din România când vine vorba despre numărul afacerilor nou înființate. Clujul are cea mai mare densitate de antreprenori din România, raportat la populație, evident, și este un mediu în creștere, un mediu antreprenorial foarte activ. Vorbind din postura de membru al Romanian Business Leaders, pot să spun că noi acum avem aproape 50 de membri aici în filiala de la Cluj, înființată acum 6 ani. Platforma arată că doar 27% dintre români cred că începutul într-un business este ușor. Este așadar o sursă de inspirație și pentru cei la început de drum. Eu pe viitor chiar plănuiesc să devin un antreprenor. Doresc să mă axez pe partea de agricultură. Am fost, cum să zic, inspirată de părinții mei
să intru pe partea de agricultură. Am fost și eu inspirată de tatăl meu, care este contabil la propria firmă și doresc să o iau pe aceeași cale, să-mi deschid și eu tot așa o firmă de contabilitate. Potrivit studiilor de piață, una din 5 companii nou înființate eșuează în primul an, iar una din 2 dă faliment după 5 ani. Ziua Armatei a fost celebrată cu fast în capitală. Elicopterele și avioanele militare au zburat deasupra monumentului Ostașului Necunoscut, iar pentru unii soldați a fost și prima defilare. În fața președintelui României, a premierului, dar și a familiilor, militarii din anul întâi au depus jurământul și au promis că își vor apăra țara cu orice preț. Nici măcar războaiele din Ucraina și Israel nu-i sperie și sunt optimiști că totul va fi bine. Tudor este în anul întâi la Academia Militară. A jurat să-și apere țara chiar sub ochii bunicului său, fost militar, care a fost mentor în alegerea acestui drum. Pentru mine personal este o onoare. Haina militară reprezintă unul cel mai frumos din viața unui om. Cel mai important sfat pe care ți l-a dat bunicul. Ce al tău e pus deoparte. Faptul că nepotul îi urmează pașii este o bucurie nemărginită pentru bunic, care a privit prima defilare cu lacrimi în ochi. Să respecte gradele militare, să fie curajos, să fie demn pentru ceea ce urmează a fi în viață. A început, să spun așa, Academia Militară într-un moment, iată, mai tensionat în lume. Aveți un pic inima strânsă? Bineînțeles, ca orice bunic care își iubește nepoții, am, dar sper că treburile se vor reveni la normal. Și pentru Dimitrie, depunerea jurământului a fost un moment extrem de emoționant. Este primul din familie care îmbracă haina militară. Prima dată am fost la liceu militar de la Câmpul Moldovenesc și eu sunt din Câmpul Moldovenesc și mereu vedeam elevii liceului care mergeau prin oraș. M-a făcut să-mi doresc să îmbrac și eu haina militară. Armata este un vis devenit realitate și pentru Andreea. Cum este să îmbraci haina militară? Foarte frumos. Eu am făcut și liceu militar și cunosc sentimentul de acolo. Acum ai depus un jurământ în fața tuturor. Cum a fost? Ai avut emoții? Bineînțeles. Îmi doream acum 12 ani când verișoara ei la fel depunea jurământul, zic, oare o să ajungă și Andreea, și bunul Dumnezeu a vrut ca să ajungă și ea la acest moment. Anul acesta, studenții din anul întâi la Academia Militară au depus jurământul în fața președintelui României și a înaltelor oficialități ale țării. Eu jur! Credință patriei mele România! Klaus Iohannis a deschis ceremonia. Bună ziua! În discursul său, șeful statului a amintit și despre conflictele din Ucraina și Israel. Traversăm însă o perioadă foarte complicată, în care pacea și întregul climat de securitate la nivel global sunt amenințate de conflicte regionale cu potențial de agravare. Europa se confruntă cu o criză fără precedent. După cel de-al doilea război mondial, suntem membri ai NATO, iar asta reprezintă o garanție că securitatea cetățenilor români nu va fi pusă în pericol niciodată. Însă, trebuie să înțelegem că descurajarea și combaterea eficientă a diferitelor tipuri de amenințări la care suntem supuși nu se poate face decât dacă ne vom investi. Dacă vom investi masiv și în dotări. Ceremonia s-a încheiat și cu parada avioanelor militare peste monumentul Ostașului Necunoscut și cu cea a militarilor. Ziua Armatei s-a încheiat cu spectacol la Galați, acolo unde zeci de militari de la Batalionul 300 Infanterie Mecanizată și Batalionul 284 Tancuri au defilat cu torțe pe faleza inferioară a Dunării în tradiționala retragere cu torțe care marchează finalul zilei Armatei Române. De-a lungul celor 4 km ai falezei Dunării, militarii gălățeni s-au retras în pază de filare și cu torțe într-o ceremonie devenită tradițională. Oameni de toate vârstele au venit special pentru această ceremonie și au admirat militarii. Foarte frumos. Știam că azi e ziua Armatei și am venit special ca să-i văd. Pentru asta am venit aici. La ora actuală numai în ei mai avem încredere. În Armata Română.
Ne-a plăcut foarte mult. Și am zis să venim să vadă și fetița. Ți-au plăcut militarii, draga mea? Da. Cu torțe aprinse? Frumos? Da. Ai mai văzut vreodată așa ceva? Nu. În viața mea n-am văzut. Foarte frumos. Militarii reprezintă un punct de siguranță? Bineînțeles. Armata este cu noi. Ceremonia retragerii cu torți ale armatei române este singura care are loc după căderea nopții. Este de-a dreptul spectaculoasă și are o semnificație aparte. Cred că este un moment pe care lumea ar trebui să-l privească ca și o solemnitate și să simtă și să vadă în aceste torțe niște lumânări închinate eroilor noștri, bunicilor, străbunicilor noștri. Inițial, retragerea cu torții militarilor era legată de semnificația întoarcerii victorioase de pe câmpul de luptă. Cu timpul a căpătat noi valențe, iar acum semnifică cinstirea eroilor militari căzuți pe front. După alte reparații, cazinoul din Constanța este gata în proporție de 80%, iar fațada de pe faleză a fost dezvelită în întregime. Urmează să fie montate vitralii uriașe pe fațada de nord și sud, iar pe terasa de la parter se lucrează de zor. În clădirea simbol de la malul mării vor funcționa săl de spectacole, un muzeu, dar și o cafenea. Când au început lucrările de reabilitare, constructorii au realizat că una dintre lateralele cazinoului era în pericol de prăbușire. Au fost necesare intervenții care nu au fost luate în calcul inițial. Primul termen înaintat de autorități, conform proiectului inițial, era toamna anului 2022. Pe parcursul lucrărilor, constructorii au găsit mai multe stricăciuni decât luaseră în calcul, așa că termenele s-au schimbat rând pe rând. Următorul, înaintat de Compania Națională de Investiții, a fost prima jumătate acestui an, apoi finalul lui și în cele din urmă iunie 2024. Cel mai greu a fost refacerea fundației și a camerelor de la subsol. Ne aflăm într-o cameră care e singura care a mai rămas plafonul original, făcut din bolțișoare de cărămidă cu profile metalice. Va fi o mărturie și să vedem stilul de lucru de la momentul respectiv. Comuniștii au mutilat această clădire cât au putut de mult. Toată piatra asta, care e minunată așa cum arată ea, a fost tencuită și era un zid foarte fals. Tot spațiul ăsta generos era împărțit în cabine mici, în debarale și în depozite. Constructorii de acum au redat frumusețea locului așa cum era la origine. Parterul cazinoului a fost refăcut metru cu metru, conform cu planurile lui originale, într-un efort imens făcut de muncitorii restauratori. Aici erau restaurantele, barul și terasa pline de coloane decorate, tavane înalte și impunătoare și cu pereți pictați în stil francez. A fost renovat în totalitate, pardoseala este nouă, stâlpii la fel, vor primi ferestre noi din stejar stratificat. Tavanele sunt în totalitate refăcute, urmează să fie vopsite și să prindă o foiță de aur. Este o muncă de o migală extraordinară. Gândiți-vă că doar sala restaurantului are 10 alveole diferite tavan și fiecare dintre aceste alveole au cel puțin 50 de ornamente diferite. În vechiul vestiar al ospătarilor lucrează acum restauratorii. Atelierul de creație, cum le place să-l numească, e plin de decorațiuni din ipsos și microciment, care așteaptă să fie montate pe exterior și în saloanele luxoase. Unele au fost revopsite de-a lungul timpului și de 5 sau 6 ori, iar acum trebuie curățate, altele reîntregite, iar în unele cazuri sunt turnate de la zero. Doar pentru refacerea unei singure piese este nevoie de luni de zile. Prima oară o scoatem după perete, a doua oară o curățăm, o aducem în stadiu inițial cum a fost ea la început, apoi facem replica pe ea, facem tiparul. Facem tiparul și turnăm mai multe piese. Deci una, două, trei, câte necesită. S-a lucrat înainte să se facă tiparul foarte mult, dar acum 3-4 zile se toarnă această piesă. Se întărească tot complet, 3-4 zile cel mult. Cazinoul din Constanța începe să prindă contur. În multe locuri, schelele au fost demontate și urmează să intre la lucru pictorii și decoratorii artiști. Urmează să, când va fi gata, să punem candelabre. Aici au fost cele mai mari candelabre.
pe Casa Storii și în sala de spectacol. Încă este organizare de șantier. Aceste calorifere, acesta și mai sunt și pe laturile celelalte, nu vor rămâne aici. Ele au fost montate provizoriu doar pentru muncitorii care lucrează acum în casino, pentru că noaptea temperaturile scad foarte mult. Bijuteria arhitecturală este aproape zilnic admirată și fotografiată de cei care se plimbă pe faleză. Constanțenii și turiștii speră ca muncitorii și arhitecții să reușească să-l aducă la adevărata lui valoare. I heard it's a casino. Yes. And also they have a theater inside. It's magnificent. I think it's fantastic. It'll be wonderful when it's open. This is the first time I've seen this building. I believe it's the casino. It's beautiful. It'll be lovely when all the scaffolding's gone and people can go inside it. Mi se pare grozav lucrul ăsta că nu mai este o ruină. Din ce se vede, au păstrat vechea arhitectură. Eu cred că este un lucru foarte bun pe care l-au făcut. Simbol al celui mai mare port al României, cazinoul de pe faleza orașului Constanța, a fost construit la inițiativa regelui Carol I și inaugurat în 1910. Pe 1 iunie 1914, iahtul regal l-a adus la cazino pe țarul Rusiei, Nicolae al II-lea, întâmpinat pe faleză de regele Carol I al României. Contractul pentru consolidarea și restaurarea cazinoului din Constanța a fost semnat pe 20 decembrie 2019, iar în 2020 au demarat lucrările. Valoarea inițială a fost de 56 de milioane de lei, dar intervențiile suplimentare au făcut ca prețul să crească la peste 80 de milioane de lei. Iar din estimările Ministerului Dezvoltării, ele vor depăși 100 de milioane de lei. Oameni cu flori în mână, cu copii în brațe, bătrâni din toate colțurile țării au mers astăzi să se roage la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Cozi întinse pe kilometri întregi și ore de așteptare, dar speranța că minunile vor apărea în viața lor le-a dat putere. Sfântul Dimitrie va fi sărbătorit joi și vineri. Credincioșii au stat la rând încă de la primele ore să se roage la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. La 80 de ani, tanti Constanța a venit din Giurgiu. Vin de mulți ani, poate de 30 de ani. Am venit pentru sănătate, pentru pace în casă și în lume, că uitați ce este, Dumnezeu să ne apere. Să nu vină și peste noi urgia. Virgil spune că a trăit miracolul pe propria piele, când s-a vindecat de cea mai grea boală, cancerul. Și eu, cancer, m-am operat la Sureasta, acum m-am fost la Gerota în 2000, cu înainte de COVID, în 2020, și sunt foarte bine. Mă rog, în continuare, pentru familie, pentru nepoți, pentru copii, pentru casă. Pentru unii este obișnuință să meargă la pelerinaj, pentru alții este prima oară când vin să se roage. E prima oară când merg. Sperăm în lucruri bune, sperăm să fie pace, ne rugăm pentru sănătate. Am observat că ne merge mai bine în casă, în familie. Avem spor. Joi, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie. I se mai spune și izvorâtorul de mir, pentru că, potrivit tradiției, după ce a fost ucis, din trupul său nu a curs sânge, ci mir. Este vorba despre comuniune. Suntem chemați la un act mărturisitor, la bucuria comuniunii atât cu aproapele, dar și cu Dumnezeu prin sfinții săi. Legenda spune că, dacă azi vremea e urâtă, vor veni zăpezi grele, iar dacă e frumos, iarna va fi blândă. De asemenea, nu se culeg flori, iar cine folosește pieptănul va avea ghinion. Și datoriile trebuie să fie plătite, pentru ca anul care urmează să fie rodnic. Vremea rea face ravagii în Europa. Italia a fost lovită de o furtună puternică care a devastat mai multe orașe din nordul țării. Cel mai rău a fost în orașul Bologna, unde străzile au fost inundate. În imagine surprinsă de martori, se vede cum puhoaiele mătură totul în cale. Sute de pompieri au fost chemați să intervină după ce mai mulți oameni au rămas blocați în case. A fost un coșmar, spun localnicii, care și-au amintit de inundațiile catastrofale din luna mai. Italia este în continuare sub cod portocaliu de inundații și ploi torențiale. Traficul din Marea Britanie a fost blocat de o turmă de lame și alpaca. Animalele au scăpat de la o fermă și au dat năvală pe șosea la o oră de vârf. Cum s-a rezolvat totul? Vă spun după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept!
Blocaj neobișnuit în traficul din Marea Britanie. O turmă de lame și alpaca scăpată de la o fermă au dat năvală în mijlocul drumului chiar la o oră de vârf. Pe imaginile surprinse se vede că oamenii sunt nedumeriți de apariția animalelor și încearcă să le gonească. Proprietarul fermei nici nu și-a dat seama că animalele lipsesc până nu a fost alertat de un client. Spune că de vină ar fi un șofer care a intrat cu mașina în gardul fermei și care a fugit, iar animalele au luat-o la goană și ele. În cele din urmă, fermierul și-a recuperat întreaga turmă. Schimbăm acum registrul și trecem la sport. La anul, nostalgia va fi la ea acasă. Generația de aur se strânge pentru ultima reprezentație în fața românilor la 3 decenii de la Mondialul American. Generația de aur se retrage odată pentru totdeauna. Naționala care a scos românii pe străzi își organizează partida de adio pe Arena Națională. Anul viitor, pe data de 18 mai, să facem un ultim meci al generației de aur, când vom apăra pentru ultima dată în tricourile echipei naționale. Ilie Dumitrescu a avut lacrimi în ochi când a vorbit despre Didi Prodan, cel care s-a stins în 2016. Îmi doresc foarte mult la acest eveniment, ca noi toți, să ne gândim la Didi Prodan. Ar fi meritat și el să fie cu noi la acest eveniment. Hagi Sabău și Dorinel Munteanu sunt și ei alături de colegii lor în organizarea evenimentului, însă programul Superligii nu le-a permis să fie prezenți la conferință. Adversarii generației de aur vor fi chiar foștii colegi. Fiecare tricolor va invita câte un fotbalist alături de care a evoluat în carieră. Vrem să conducă echipa cealaltă Mourinho, să vină Stoișco, Rivaldo, Figo. Aș prefera pe Sol Campbell, că... E un fondaș să facă față. Două variante am propus. Kenneth Anderson sau Bonin de la Cagliari. După ce l-a învins pe Dorinel Munteanu și a făcut egal cu Sabău, Hagi înfruntă un alt fost coleg. Regele îl laudă pe Rednic, deși UTA e aproape de locurile retrogradabile. Hagi abia așteaptă duelul cu Rednic din Superliga. Bun prieten și un coleg care am... jucat împreună, am crescut împreună. De la Farul lipsește Nedelcu, iar la Rieșul lui Smunteanu sunt incerți și UTA are probleme. N-a mai câștigat de 6 etape. Sunt convins că Mircea știe ce face. Meciurile de acasă și cu echipele foarte bune a jucat foarte bine. Farul are doar 3 victorii acasă în 6 meciuri, a pierdut de 2 ori cu FCSB și Poliaș. Toate echipele care vin la Constanța sunt obligate să se apere. Deci sunt obligate prin jocul care îl facem, prin jocul care, prin mentalitatea care o avem, prin principiile care le avem. S-a stabilit țara în care se va disputa meciul Israel-România de luna viitoare. Israelienii au primit avizul pozitiv de la guvernul cipriot, astfel că partida se va juca cel mai probabil la Nicosia. Tot acolo Israelul va fi gazdă cu Elveția pe 15 noiembrie. România are 5 puncte în fața Israelului, dar și 2 meciuri jucate în plus. Finala Europa League s-ar putea întoarce la București după mai bine de un deceniu. Primăria Capitalei a depus oficial candidatura. Bucureștiul ar putea găzdui o nouă finală de cupă europeană. Primarul general al Capitalei, Nicu Șordan, a anunțat că a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din anul 2026 sau 2027. Bucureștiul concurează cu orașe din Germania, Turcia și Scoția. O chestiune de mândrie națională, nu? Pentru că să avem capacitatea să organizăm astfel de evenimente și cred că Bucureștiul are această capacitate, are stadioane. Pe Arena Națională s-a mai disputat o finală de Europa League în 2012, câștigată de Atletico Madrid. Suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Mi-aș dori să avem și o echipă care să ne reprezinte. Spectacol în Liga a doua din România, s-a înregistrat și o premieră. Un jucător a fost faultat de cine se aștepta mai puțin. Argeșul a remizat cu Slatina, dar omul care a marcat pentru olteni, Doman, a fost la un pas să fie accidentat de trepiedul unei camere TV. Mondragon de la Slatina a fost și el faultat după o ceartă cu brancardierul. Nu vreau să traduc ce a zis brancardierul. I-a dat la gleznă brancardierul lui Mondragon. Fault! Retras din fotbal, Piqué a fost la un pas de o accidentare groaznică pe scenă. Cu telefonul la ureche, Piqué nu s-a uitat pe unde merge și a căzut 2 metri în gol. Din fericire, a scăpat fără nicio rană. Căzătura lui i-a șocat și pe fanii care l-așteptau pentru autografe. Gimnastica românească visează să revină în top la Paris. Echipa națională revine la Jocurile Olimpice după 12 ani, iar Sabrina Voina vrea neapărat să ia medalie la individual.
Sabrina Voineș, pe locul 4 în proba de sol de la campionatele mondiale de la Antwerp, la Paris își propune podiumul, dar lupta va fi una aprigă. Acel sol a fost printre cele mai bune soluri ale mele. A fost chiar un sol foarte bun, cu muncă și seriozitate și dorință, voi ajunge pe podium. Poate fi bătută Simone Biles? La individual compus este puțin mai greu, dar pe aparate da. România va fi reprezentată anul viitor și de echipa feminină de gimnastică, care revine la Jocurile Olimpice după 12 ani. Amalia Pufle a trecut cu bine de operația de la gleznă și trage tare pentru a prinde lotul olimpic. Mă bucur foarte mult că am reușit să trec peste etapa asta, știind după că nu mai am nicio problemă cu piciorul și pot continua pregătirea așa cum trebuie. Îmi doresc foarte mult să iau medalie, cel puțin la două aparate, pe echipe, la sol și la bârnă. Și de la sport trecem acum la vreme. Cu toate informațiile vine colega mea, Roxana Gheorghian. Bună seara, Roxana, te ascultăm. Bună seara, Ioana, bun găsit tuturor! În vestul, sud-vestul, nord-vestul, centrul, sudul și estul continentului cerul va avea înorări și va ploua. În zonele montane înalte, local, în nord și pe arii extinse, în partea central-nord-estică a Europei, vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări în vest, sud-vest, nord-est, local, în centru și în sud. Temperaturile vor scădea ușor în nord-est, iar în rest nu se vor modifica semnificativ. La noi în țară, în această noapte, va ploua slab, local, în vest și în nord-vest, vest, pe arii restrânse, în centru și în sud. Vântul va avea intensificări în zona Carpaților orientali, dar și în regiunile estice. Minimele se vor încadra între 5 și 18 grade. Mâine vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit. Pentru această dată vor fi ploi local în vestul, nordul și centrul țării și izolat în rest. Vântul va fi activ în zonele montane, dar și în regiunile nord-vestice. Maximele se vor situa între 16 și 29 de grade. În București se menține vremea deosebit de caldă. Mâine maxima va fi atât de 26 de grade. Vineri vor fi cam 28 de grade, iar cerul va avea înorări temporare. Sâmbătă valorile termice vor mai scădea puțin. Maxima se va situa în jurul valorii de 25 de grade. La munte vremea va fi caldă pentru această dată. Cerul va avea înorări și vor fi ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul își va face și el simțită prezența. Vor fi rafale de 45 de kilometri pe oră. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o noapte liniștită. Numai bine. Ioana. Roxana, mulțumim pentru aceste informații. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept și mâine seară tot aici, la Focus, de la ora 22. O noapte liniștită. Aveți grijă de voi. Program disponibil pe primaplay.ro.